reducere total, ci folosim anumite aspecte care, după aceea amestecate, formează o idee a noastră despre trecut. Deci totdeauna despre trecutul nostru vom fi subiectivi, pentru că nu avem, poate, ca un loc. E, cum să spun, eveniment și toate lucrurile care s-au întâmplat acolo sunt cunoscute. Nu, ele rămân într-un fel deformate, dar foarte importante pentru activitatea noastră. Dar mai important decât faptul că în viața Părăun s-au întâmplat evenimente foarte triste, de exemplu pierderea unui la cuiva apropiat, eșecul tău, faptul că ai fost uneori în pericol de a fi omorât, încălcat de o mașină sau nu știu ce, și care lasă niște puternice amprente afective. Și atunci aici se întâmplă un fenomen care această încărcare afectivă dispare cu timpul, întotdeauna se modifică, dar se poate modifica în două feluri. Și eu, într-un fel, să zicem, patologic, prin care aceste amintiri ne blochează și se ajunge chiar la un sindrom depresiv, care putem spune depresie, pentru că se modifică și nivelul de serotonină, în fine. Eu nu am mers prea mult, să mă ierte colegii, deci care pe aspectul psihiatric. Pentru că accesul psihiatric încă are niște aspecte, zic eu, puțin speculative. Eu discut de aspectele, în primul rând, ale omului normal, obișnuit, că simțind că vă trezesc mai mult interesul, poate când vorbesc de omul obișnuit, de omul care toți și-am avut necazurile și lucrurile noastre. Problema este că tot timpul în creier se produce o retrăire a amintirilor. O retrăire care unor este subconștientă, nu legat de fapte care au legătură cu, da, se amintește de cuvântul tată și se amintește de asta și retrăiești și retrăind încărcătura aceea afectivă, capătă și unele elemente pozitive. Dacă te-ai gândit numai la rău, după aia, retrăind ăsta, îți amintești și anumite lucruri pozitive legate, zicem, de figura tatălui sau de altă figură apropiată care, de asemenea și de frustrările care le-a avut în copilărie, îți amintești că acum ești o mare, nu mai ești supus și nu mai trebuie să-ți fie frică de multele frici care le-a provocat copilăria noastră. Mă rog, justificate sau mai puțin justificate. Cam asta ar fi foarte scurt despre memorie. Sunt pe scurt pentru că s-ar mai putea face și alte speculații și legate de speculații, nu sunt, sunt interpretări ale funcțiilor noastre fizice văzute din perspectiva memoriei. O altă funcție care este, să zicem așa, în zonele alte, deci cea toată în afara centrelor, este funcția de socializare. Voleman afirmă, un autor care l-am aici, care mie mi-e foarte drag, că omul este predispus la socializare sau obligat să se socializeze, încă din primele domene. Și argumentele care le aduce, deci Goleman, o să pun poate o mică paranteză, a studiat foarte mult această inteligență emoțională. Inteligența emoțională care se leagă de această dezvoltare, în primul rând de această dezvoltare a capacităților de socializare. Să încerc puțin să vă spun. Deci la început, psihologii sunt și aici de față, au mers foarte mult și au spus că un om depinde foarte mult de abilitățile cognitive. Fără îndoială, școala de multe ori, nu, se măsura, erau posibilități de a măsura coeficientul intelectual și corespundeau notele mai mari coeficientul intelectual. Mai mari erau și dacă se spunea și profesorul că coeficientul mare erau și mai mari. Dar, bun. Acum, un alt aspectul ăsta a început la un moment dat să nu prea fie luat în considerație că știți noastră și noastră ați participat la 10, 20, 30 de ani de absolvire a unei școli, a liceului în special, și constatați că nu premianții clasei au fost cei mai adecvați în viață. Și atunci, sigur, a venit ideea că
Deci mai există și o altă inteligență și Goleman a spus, a scris o carte, de ce e mai importantă inteligența emoțională decât inteligența cognitivă în reușita în viață. Și reușit să demonstreze prin un testat un oarecare care a făcut un chestionar de acestor aspecte ale inteligenței emoționale și din care, făcându-se pe diverse meserii aici, cel puțin am reținut eu, de exemplu, ca să înțelegi ce au însemnat aceste chestionare pe departamente, de exemplu, s-a găsit că profesorii, comparați cu învățătorii, au, cum să spun, o mai mare toleranță la frustrări, în schimb au o mai mică încredere în sine și mai puțin optimist. Optimist și încredere există mai mult la învățători. O comparație. Altă comparație, zicem, între doctori și... Am și doctorii și directorii au foarte multă încredere în sine. Dar doctorii au urmat optimist, pe când directorii, probabil e vorba de directorii buni, au foarte multă, mult mai bune relații cu personalul. Deci, inteligența de a folosi personal. În fine, și alte lucruri interesante care s-au descoperit cu ocazia acestor chestionări de inteligență, să spun, emoțională, inteligență afectivă, ca să zic, sau inteligență socială, mai exact. Bun, iar ocupă și ele mult spațiu, deoarece multe din comportamentele genetice și astea sunt delimitate, sunt, și am să spun câteva banale, așa care par, deci, sunt legate de memoria genetică, dar, în același timp, apar în comportamentul social. De exemplu, un autor american întâmplător care observa veverițele, unde veverițele Statele Unite sunt la fel de frivolente ca și șobolanii, și o pisică care le urmărea. Și avea niște alune care le arunca în... Și veverița culegea și mânca doar două, trei alune și restul le ducea. De ce? Fiindcă ea, fiind tot timpul pândită de pisică, nu-și permitea să mănânce mai mult decât o hrană care nu i-ar fi, care mai grea fiind, i-ar fi răpit din abilitățile fizice. Noi oamenii am pierdut acest, cum să spun, acest, să zicem, dat genetic, ca dovadă că nu suntem cele mai evoluate, nu ne înscriem pe o cale darwinistă în care multe lucruri se îmbogățesc. Alte lucruri rămân, cum să spun, chiar înapoi, le pierdem prin evoluție și atunci e greu de spus că evoluția e doar o simplă urcare pe o scară, evoluția ființelor umane, a ființelor vii. Bun, cred că m-ați înțeles. Și sunt și anumite, de exemplu, comportamente sexuale care era așa un rol foarte important, în, de exemplu, se găsesc sunt maimuțe care femelele când sunt în rut se așează pe un copac la diferite trepte de înălțime și masculii, nu? Trebuie să umple de abilitățile lor fizice să pot urca mai sus și sau mai jos după posibilități. Deci se elimină orice fel de eroare, adică specia câștigă, că se zice că este o inteligență a speciei, având și indivizi cu foarte mari abilități de cățărare și de fugă și nu știu ce, dar și indivizi mai slab dotați în privința calităților fizice și, bineînțeles, specii cârdului respectiv au chestia asta îi folosește, nu că există unii când sunt urmăriți de alte specii, unii fug, ajung înainte, alții rămân în urmă și următorii mănâncă și restul grupului scapă. Bun, e o altă discuție, este chiar și atașamentul de grup. Are și el așa un fel de aspect genetic, deci o haită de lup, să zicem, sau de orice alt prădător. Dacă urmărește o pradă, în momentul când prada a fost omorâtă și urmează festinul comun, totdeauna, în primul rând, acordă puiilor
oarecare prioritate în rana respectivă. După aia vin și vânătorii în ordinea importanței, masculul alfa are bucata unor cea mai bună, în schimb cei care nu au participat la hrană sunt mărăiți și se au loc proteste la faptul că la această împărțire ranii doresc să participe. Deci sentimentul de grup, ca să zic așa, este întărit prin această, cum să spun, ține, dă, mai ales probabil la animalul tine, sentimentul că supraviețuire depinde foarte mult de participarea la activitatea reală, la activitatea grupului, nu o participare așa de spectator. Bun. Trecem și peste acest aspect și ajungem la aspecte puțin așa mai generale, privind alte lucrurile aici. În primul rând, alte centri de aici, sigur, nu o să pot epuiza asta. În primul rând, omul și viața lui obișnuită, omul face animalul, de fapt, este poate fi supus unor amenințări sau unor recompense, nu? Când circulă prin pădure sau chiar ăsta, pot să fie ori amenințări din partea unor animale mai mari sau chiar mai mici, dar un șerpi, de exemplu, nu? Și atunci orice obiect care apare pe drum, când, de exemplu, mergem într-o pădure, vedem un băț curpat, nu prima oară ne vedem, nu cumva e un șarpe. Și primul element care ține de hipotalamus este că avem o reacție de un reflex primitiv de fugă sau de atac, dacă, vă rog, considerăm că poate fi îndepărtat prin atac. Aceste, deci apar niște emoții primare, emoții de frică, dacă e vorba, sau emoțiile de, cum să spun, de agresivitate care sunt în cazul reacției de atac. La acest nivel, deci acesta, deci și omul păstrează acest nivel de gândire rapidă și de și care, pardon, vreau să spun, această decizie, ea și hipotalamusul o ia prin printr-o colaborare cu hipocampul, că hipocampul este acea procesul care transformă, că de fapt asta e foarte important în procesul de învățare, transformarea evenimentelor curente ai lor în niște depozite de care am vorbit. El ia chipul sau umbra celui nu știu ce și vă fi constată, deci luând, făcând o paralelă între ce are înregistrat în memorie și ce are în față, ca să zic așa, și ia o decizie foarte rapidă, deci de evitugă sau reacția de fugă sau de agresivitate. Totuși, în creierul uman, lucrurile nu rămân aici. Lucrurile imediat există așa zisa cale inferioară, asta care merge, ca să zic așa, orizontal, și după aia există cale superioară care duce spre cortexul prefrontal, unde încep cu bogăția de celule de amintiri, de depozite, pardon, celule. Când se deschid, sunt mult mai multe, decizia asupra caracterului nociv sau agresiv al elementului care l-am văzut în față, care l-a înțeat ochii, este, cum să spun, gândită și, bineînțeles, să iau măsuri mult mai complexe decât fuga sau ăsta de evitare. Bun. Asta e un aspect. De asemenea, tot așa sisteme primitive la care, cu care lucrează creierul, este sistemul de recompensă. Dar spre deosebire de sistemul ăsta de recompensă, sistemul de recompensă va folosi întotdeauna dopamina. Deci dopamina asta ce se întâmplă cu ea? Deci întotdeauna de când o maimuță, să dau așa un exemplu, descoperă un bananier plin de banane, nu? Imediat această dopamină, să zic, crește, deci excreția de dopamină crește, avem deci și bineînțeles atenția ei este legată de bananier, de mâncatul respectiv care produce plăcere.
și mai puțin, eu uneori aproape foarte puțin atenție la alte lucruri care sunt, nu dă atenție altor lucruri. Și dar, pe măsură ce bananele scad, nu, și nivelul de dopamină, și asta e demonstrat experimental, nu, va scădea și deci interesul ei. S-ar putea la un moment dat să se mute de la mâncat, mă rog, poate că s-a și săturat, să zicem, pentru la un mascul sau un care e alături. Și, deci ideea este că această dopamină ne reglează nouă această, cum să spun, plăcere de a ne menține recompensa. Și în momentul când ea scade, ne creează necesitatea de a căuta alte, deci atenția de a se îndrepta spre alte lucruri care pot să ne furnizeze poate și această senzație de plăcere. Deci, în timp ce deci, aceste recompense, de obicei ne-au produc plăcere, senzațiile de anxietate pe care le trăim și de a lua măsuri în fața unui pericol, este o reacție mult mai, să zic așa, mai lungă. În sensul că, de la nivelul hipotalamusului, este un sistem de nervos autonom, care e format dintr-o parte numită simpatic și o parte parasimpatic. Ma nu am, sigur, posibilitatea să vă explic lanțurile de neuronion și toate care sunt interesate. În tot cazul, ideea este următoarea, că simpaticul ne pune într-o stare de pregătire pentru atac sau fugă și, cum să spun, și prin faptul că descarcă glandele suprarenale, dar aceste hormoni suprarenale iar au o putere de mobilizare a organismului. Sigur, în timp ce aceste reacții se întâmplă la nivel inferior, de multe ori cortexul prefrontal suferă în sensul că informațiile care ajung la ei sunt foarte mult colorate afectiv. Deci, centrul ăsta care a pornit influențează mai mult sentimentele decât rațiunea. De aceea se vorbește este foarte ăsta că în hotărârile pe care le ia omul, de aceea obișnuită, uneori îl judecăm cu creierul și uneori îl judecăm cu inima. Judecăm cu inima și din existența acestor peptide sau care ne invadează ăsta și ele și împreună cu amigdala este ceea, deci metafora asta gândită cu inima trebuie văzută puțin mai sus, nu organul respectiv. Sigur, acum și inima are influența asupra creierului. Dacă ni se oprește inima, sigur, creierul are probleme de funcționare foarte mari și când își revine, nu rămâi cu o spaimă, nu? Și inima, deci poate genera spaimă, dar nu dă o informație. Deci trebuie văzut aceasta pentru că sunt foarte multe cărți și chiar planșe yoga, dacă ați văzut așa, cu centri de energie, nu? E destinat unul în jurul organului genital, unul în jurul plexului solar, unul în jurul inimii, care se consideră că ar avea și ele chakrele, ar avea și ele un rol și nu știu ce în energie. În prelucrarea informații categoric nu au. Deci ele nu sunt, cum să spun, ele ne trebuie majoritatea activității, aproape toată, să o gândim în această cutie care este hrană. Nu putem gândi lungită de-a lungul corpului. Cu toate astea, eu am fost, și poate una din motivele astea, am fost invitat să ascult disertații despre această, cum să spun, împrăștiere a activității mentale în diverse părți ale corpului și cu care, bineînțeles, nu eram de acord. Deci eram pus în această situație de a vedea un anumit fel de lucruri care nu corespundea, să zicem, cunoștințelor mele cât de cât care le aveam la acea dată. Bun. Să lăsăm și această problemă și să mai discutăm și despre socializarea văzută din punct de vedere al instinctului, să zicem. Să fie mai exact. Deci noi avem o zonă numită orbitofrontală, în care proiecțiile văzute cu venite de la ochi
au declanșează automat, chiar înainte de emiterea judecății de valoare, declanșează dacă persoana care o avem în față ne este simpatică sau uneori, cum să spun, periculoasă. Se compară. Și atunci, când persoana e periculoasă, bineînțeles, se activează centrii aia care sunt legați de amenințare și de stres. Când persoana ne este simpatică, lucrurile se transmit, de obicei, pe o cale, așa zic, superioară, spre insulă, spre asta, deci partea interioară a lobului frontal, spre corpul cu preonită circumvoluția formică și aia stabilește relația noastră gândită, care o, să zicem așa, colorată sentimental după aia de asta, pe care o avem cu alte persoane. Și după aia există și un aspect rațional, care uneori poate vine după cel afectiv, care deci a fost gândit, să zicem așa, la un nivel subconștient. Pentru că n-am subliniat un faptul că activitatea noastră conștientă, tot ce este numai o mică porțiune aici, deci sunt lucruri în creierul nostru în orice moment, chiar și în ăsta, se petrec atâtea lucruri importante încât a le menține în conștient numai o parte, să zic cam așa, utilitară a lor, care e necesar să ținem, dar care nu ajunge, și aici intrăm într-o altă problemă, nu ajunge să le domine, deci creierul a crescut pe nivele, dar activitatea lui, cum să zic așa, începe pe undeva cu faptul că trunchiul cerebral și emite, deci, anumite substanțe care activează restul creierului, intervine aspectul sentimental și de-abia în vârf vine decizia care, sigur, e de acord cu aspectul sentimental sau se poate detașa, printr-o stăpânire de sine, ne putem detașa de aspectul sentimental, constatând că na, se poate și fără aspectul sentimental. Dar lucrurile care se fac cu sport sunt lucrurile pornite, ca să spun așa, de jos în sus, adică cu o bogată energie emisă de trunchiul cerebral și de substanțele de zonele inferioare. Bun. Asta ce să vă mai spun în asta, nu știu, cu timpul cum știam. Foarte bine. Mai putem, dar dacă din sală dorește cineva să vă pune întrebări, da, putea să vă întreb totuși. Da. Suntem în mileniu 3 totuși și astăzi vorbim despre noutăți creative ale creierului. Da. Noutățile, bun, vă mulțumesc că mi-a fost întrebat. Deci creierul e format din două emisfere. Un emisfer este strâns legat de aspectele care le avem legat de mediu și celălalt de aspectele care le avem de despărțire de mediu. Asta e un aspect. Unul este legat de o structură logică.